În ultima parte vom aborda piața de mărfuri. Petrolul a avut din nou de suferit ca urmare a acestei stări de panică la nivel global. Astfel, cotația WTI, după ce ieri inițial testase nivelul de rezistență de la 35 de dolari, a suferit o corecție. Iar la jumătatea zilei prețul părea să se stabilizeze undeva în jurul pragului de 33 de dolari. Totuși, odată cu anunțarea acestei interziceri de intrare în SUA a turiștilor europeni, sectorul de turism și de transport a suferit o nouă scădere, lucru care s-a transpus și la nivelul pieței petrolului. Și astfel a fost marcată o scădere de aproximativ de peste 7,5%, prețul ajungând în zona de 31 de dolari. Prin urmare, în continuare, aspectele sunt unele negative pentru materia primă, întrucât factorii negativi sunt cei predominanți. Mai mult de atât, această piață pare a fi cea mai sensibilă la informațiile și evoluțiile legate de coronavirus, iar impactul acestei pandemii pare să fie mult mai accentuat la nivelul prețului petrolului. În ceea ce privește perspectivele pe termen scurt, zona de la 27-32, care este minimul atins pe 9 martie, este principalul nivel de suport din acest moment, iar rezistență 35.07. Aurul a avut o evoluție ciudată, am putea spune. De ce? Pentru că, deși inițial, în timpul sesiunii de ieri, am asistat la o ușoară tendință ascendentă care a dus la testarea limitei inferioare a canalului de creștere, după testarea acestuia, prețul a ricoșat descendent și am asistat la o mișcare corectivă destul de amplă, care pare să fi fost cumva bizară în contextul nivelului de incertitudine și de panică la nivel global. Deși traderii au prezentat un nivel ridicat de aversiune față de risc, aceștia nu s-au orientat către aur, ci fie s-au orientat către active mai lichide, fie au ales să stea deoparte. În acest moment, nivelul anterior despre care vorbeam, de la 1660 de puncte, pare să fi căzut, iar în acest moment reprezintă principala rezistență, iar ca suport nivelul 1627, care vedem că a întrerupt impulsuri descendente și în trecut. Pe 3 martie sau, dacă am putea vorbi despre 25 februarie și 26 februarie. Astfel, pe termen scurt și cumva importanța este proaspătă, importanța acestor nivele este proaspătă în mintea investitorilor. Calendarul de astăzi ne aduce date interesante, dar este foarte posibil ca acestea să nu fie neapărat urmărite cu cea mai mare atenție de către investitori. Din SUA avem inflația PPI pentru februarie. Se așteaptă o reducere de la 2,1% la 1,8%. În plus, se vor publica și cererile săptămânale de șomaj, unde se așteaptă o ușoară creștere, 208.000 față de 216.000. În ceea ce privește sectorul de energie, datele privind stocurile de gaz natural, unde se așteaptă o scădere, dar o scădere mai
undeva la jumătate față de nivelul de luna anterioară. Totuși, posibil cea mai importantă, cel mai important eveniment în această zi și cel care are potențialul de a determina mișcări în piață este întâlnirea BCE, unde se va decide modul în care va reacționa Banca Centrală în fața acestei situații și dacă va decide să apese sau nu trăgaciul în ceea ce privește reducerea de dobândă. Astfel, între 14.45 și 15.30, poate chiar și după, am putea să asistăm la un nivel destul de ridicat de volatilitate la nivelul perechilor valutare din care face parte moneda unică europeană, dar și la nivelul piețelor bursiere de pe vechiul continent. Volatilitatea s-ar putea regăsi și în alte piețe, ținând cont de perioadele tulburi pe care le traversăm. Astfel, este de dorit și cumva este de dorit să avem o atitudine activă, proactivă și să urmărim fluxurile de știri, întrucât pe termen scurt acestea tind să determine cele mai ample mișcări și au cel mai puternic potențial. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună și spor la pipși. La revedere!